laugh strong, just like a love song. Baby, it's haunting me. Don't know what you're thinking. It's like I'm sinking deep underwater. Maybe it's harder, harder, harder for me. Oh, harder for me. Maybe we're over it. Or maybe just lovers, cause under the covers, baby, you're showing me how to be fearless, so no one can hear us. You're throwing the pillars through the floor. Now put your loving, loving, loving on me. Ay, hey, loving on me. Maybe you won't see me get emotional. And sometimes I pretend I'm just above it all. But I want you lying next to me. Yeah, I want your body, body, body too. Yeah, body too. And baby, please don't think I run away from you. It's just sometimes I get scared to dive into it. I want you lying next to me. Vagabonzilor, video de astăzi este sponsorizat de prietenii noștri de la Surfshark. Vă salutăm din frumoasa și înzăpezită Austrie. Ce este Surfshark? Surfshark este un VPN. Ce este un VPN? Un VPN îți ascunde adevărata identitate în timp ce navighezi pe internet. Ce este benefic în asta și care sunt avantajele voastre dacă folosiți Surfshark? Vă spun acum. Un primul avantaj ar fi că îți oferă confidențialitate în timp ce navighezi pe internet și îți protejează datele. Îți maschează adresa IP astfel încât locația și istoricul căutorilor tare vor fi nedetectabile. Un alt avantaj ar fi că îți oferă protecție și avertizări împotriva programelor dăunătoare. Cu Surfshark poți să te uiți la ce filme vrei, de unde vrei. Pe Netflix este bine. Rock and roll, baby! Da, așa cum zicea și Levi, noi îl folosim toți 5 Surfshark și în mare parte îl folosim pentru Netflix. De exemplu, dacă ești în România și vrei să-ți vezi seriale preferate din Spania, el îți maschează adresa de IP și poți să accesezi filmele, seriale din Spania. Deci, practic, egal unde te afli, oriunde ai fi, poți să accesezi toate serialele și toate filmele de pe Netflix. Un alt avantaj este că îți oferă accesul la pagini și servicii de streaming, de exemplu, care sunt blocate în România. De exemplu, sunt site-uri unde poți să găsești bilete mai ieftine dacă folosești Surfshark. Și noi am folosit asta, că zburăm foarte des și am activat Surfshark și am cumpărat bilete de avion mai ieftin. Un alt avantaj, super avantaj, este că poți să-ți adaugi toți membrii familiei la același abonament de Surfshark. Super avantaj. Și nu în ultimul rând, poți anula gratis 30 de zile de la cumpărare dacă nu ești mulțumit de Surfshark. Cât de tare! Sper că v-am convins. Tot ce trebuie să faci este să intri pe linkul din descriere, să bagi acolo codul Vagabonds cu obiective și primești primele 3 luni gratuite, iar următoarele luni 83% reducere. 83% reducere, ai auzit bine? Un deal mega... Mamă, dar ce frumos e aici! Pe bune, dacă n-ar fi zăpadă și frig, ar fi excepțional. Am așa sentimente amestecate, mixed feeling. Pe de-o parte mă bucur că mergem în... să aducem caravana. Eroii mei ăștia doi, Dusofi și cu Levi, ei vin cu mine. Dar pe de o parte, așa, rămâne Cristina, Tania, singuri aici și suntem iarăși despărțiți ceva peste 2 săptămâni. Și cred că asta este cea mai lungă despărțire așa. Dar s-a evit ocazia asta cu caravana și vrem să o aprofităm de ea. Ai mei știu doar de Levi, dar nu știu de Sofie. Am echipa de iarnă, toți trei. La afară sunt 22 de grade acum. Mâine și poimâine vom fi în Viena. Eu voi lucra mâine din Viena. Iar duminică zburăm spre Sibiu. Iar de la Sibiu plecăm cu mașina spre Deva. Pe 27 avem disembare la Feribot. De săptămâna viitoare până pe 27 avem timp să ajungem în Huelva, în sudul Spaniei, tot de la Feribot. Pretending like you don't see what's yours for the taking tonight. Ooh, show me your soul. Să fii pilot. Gata. Well, he's got the bug now, so thank you.
Na, Levi, o să fii pilot? Am ajuns în Viena, am avut un zbor lin. Ok. Dar na, ca de obicei, cu chiseală mare. E un frig. Îi lăs la mic, uite-le, bă, ninja. Cum e, bă? Ți-e cald? Ți-e frig? Hai, na, uite cum se bucură. La bunica? Tati. Asta tu ai făcut-o, mama? Da. Hai, hai înțeleșit. Mai știi că n-am făcut poze cu familia? A, da, și uite, maica mea și-a pus aici ramă cu familia. Arătăm puțin diferit, după cum se vede. Și, da, dar are poze cu familia noastră, cel puțin. Uite aici ce bine am ieșit aici. Eu eram blond, aici eram un pic mai bătrân. Ești din viitor pozele. Și aici, Sofia era de culoare. Și văd că ai aici junglă ai. Uite aici, junglă. Ce fain, îmi florez. Unde ai văzut că floarele aici? Hai că ridică la mă. Ridică și la mă. Pe bala lucru acum, câteva ore. Și după aia, mai târziu, plecăm să ne întâlnim cu prietenii mei din Viena. Aveam două posibilități azi. Să mă duc ai mei până la Florin sau să mă duc cu mijloace de transport în comun. Ce credeți că am făcut? Sau ce credeți că fac? Exact. Mă duc cu mijloace de transport în comun. Încă este frig. Am făcut prima baie în bană din octombrie la ai mei. Mă bucur mult. Sofie și Levi n-au avut chef să vină. Și știți din ce cauză? Din că desfață maică-mea. I-a făcut prăjitură cu mere, salămioare, mâncăciare. Chestii de astea care nu le poți rezista. Sau atunci stau acasă unde e cald și bine. Bine, ne vedem din tramvai. Ca să ajung la Florin de la femeie de acasă, trebuie să iau întâi un tramvai, facea un bus și facea metrou. Hai mă, că e soare și în Viena. Ieri nu am mai apucat să filmez nimica, că n-am mai avut chef. Am fost cu băieții la spare ribs, am băgat un spare ribs și acum mă duc la un fost client să-l ajut cu o editare la video, dar care între timp ne-a devenit prieten și se întâmplă destul de des la noi să rămânem prieteni cu clienții și să, ba, să ne vizităm, ba, să vină să stea la noi, ba, chestii de astea. Și ne bucurăm și acum că am venit în Viena, i-am scris și hai să ne întâlnim și dacă pot să mă ajut și la o editare și merg la ei acasă. Este soare și în Viena, deci se poate și în Viena, mă. Deci dacă se vrea, se poate. Eu asta tot încerc să zic. Dacă se vrea, se poate. Mai târziu lucrez un pic, că am rămas în urmă cu taskurile. Mâine de dimineață, pe la 9, aș vrea să fiu la aeroport, 9:30, să mai lucrez 2 ore din aeroport, iar pe la ora 2 să fim în Sibiu. Zilele sunt pline, iar săptămâna viitoare va fi și mai plină, fiindcă avem de rezolvat multe cu caravana. Cloud la drum. Acum plecăm de la ai mei. E duminică dimineață și mergem la aeroport. Deci, vagabondilor, the beauty has been waiting for you and it's coming. Deci, cifrați voi, da? Intră ca să pun bagajele. Dar dă-ți jos rucsacul, boy. Ia zile, ce ți s-a întâmplat? Mi-am pierdut telefonul. Nu ți l-ai pierdut, l-ai uitat. Yes. Și ce a trebuit să facem? Să ne ducem înapoi după ei. Așa.
după ce am trecut de security, după ce am trecut de pașapoarte, după ce ne-am așezat și noi jos, am văzut că Levin are telefonul la el. Dar avem o aplicație pe telefon, Live 360, și vedem tot timpul unde sunt sculele. Și ne-am dat seama că sunt înapoi aici, telefonul era la security, ne-am întors și ni l-or dat. Da, se întâmplă. Sunt puțin lumina prinsă la... măcar l-o recuperat. Am probleme cu maimuța. M-am dus să cumpărați o baterie, fiindcă nu mai mergea. Și mi-a făcut testul pe ea, a zis că nu încarcă alternatorul. Și așa că am venit la un mecanic drăguț care poate că reușește să, nu știu, să o repare. Fiindcă, de cum bine știți, pe 27 săptămâni viitoare am feribotul și joi ar trebui să plec de aici. Și acum sunt cu ea la doctor și vedem ce se întâmplă. Sper să o rezolv. Dacă nu eu, băieții de aici, încercăm să-i dăm de cap. Încearcă să-i dea de cap de ce nu încarcă bateria. Așa. Salutare. Este marți. Vă dau un update un pic ce am mai făcut caravana. Îmi pare rău că nu am reușit să filmez mai mult, dar au fost un pic zile mai pline. În primul rând, din cauza că n-am mașină mică și nu pot să circul decât cu maxi-taxi sau cu taxi. Al doilea rând, soprul meu a fost dus de urgență la spital, a trebuit să vin acum aici așa unde stau ei, să văd și eu ce se întâmplă. E un pic așa cu sus în jos tot. Sperăm să fie bine, soprul meu, dați o rugăciune. Alternatorul la Allegra nu mai încarcă bateria. Deci am cumpărat o baterie nouă, că am crezut că de la baterie. Și când am fost să facă garanția, practic mașina mergea pe baterie, dar nu încărca alternatorul. Asta ar fi însemnat că nici nu aș fi ajuns până la Arad cu ea. A fost la un electrician, mi-a dat jos alternatorul. Fiindcă n-am găsit niciunde alternator pe modelul ăsta ca să ne ajungă la timp. L-a dat jos și m-a trimis la alt nene, așa se în România, să-mi repare alternator. L-a lăsat acolo ieri, a fost ieri seară și a zis că trebuie să comande piese pentru, nu știu, să repare la el, dar îl fac. Așa că astăzi, dacă îl face, îl duc înapoi la celălalt electrician să mi-l pună la loc. Am comandat și, bineînțeles că n-am gume de iarnă, așa că am comandat gume de iarnă, de fapt all season. Eu sper că până mâine să mă încadrez cu toată și cu schimburile de ulei și cu asta. Asta înseamnă că mâine, fiind miercuri, trebuie să băgăm mare, să pregătim, adică să ne încărcăm, să facem bagajele, să... așa și așa, ca joi să plecăm. În mod normal mă încadrez, dar uite că sunt o fel de neprevăzute. Cam asta e update-ul acum, ultimul. Copiii sunt la bloc, am fost la bloc și stăm la bloc acum, unde aveam apartamentul. I-am lăsat acolo când am venit aici la soprii. Și sunt așa un pic încărcat și emoțional cu soprul meu. Nu vreau să vorbesc cu de sistemul de cald în România, dar e o mare rușine ce se întâmplă și am mai fost o dată la urgență săptămâna trecută și l-au trimis acasă după 5 zile, după ce s-a vindecat de COVID. Acum am tot la urgență, a ajuns cu aceeași probleme. Anyway, ținem aproape. Fii atent! Hai să vedem! Înseamnă că dacă pleci ăla din spate, o baterie din spate, și la mai pe una. Nu știu de unde să le decup, da! Și de aici se teamă orice să accelerez tot atât astăzi. Dacă stăm mult la relantiu, are consumatori mari. Are, știi? Cât e la 65? Găsim de 90. Vagabonzilor, au fost câteva zile super pline pentru mine și stresante, de aia nici n-am mai postat nimic. Am vrut să pun la punct Allegra,
și am reușit cât de cât. Am reparat alternatorul, nu eu, mecanic. Am pus gume all season, am avut ceva probleme la lumini, la partea electrică, le-am reparat și alea. Dar toate astea au însemnat drumuri. Ba pe jos, ba cu taxi, ba du-te cumpără una, ba du-te cumpără alta. Eu sper că am gătat. Ce mai trebuie să fac este să umplu butelia cu gaz, rezervoarele de apă, iar mâine plecăm. Mâine suntem gata de plecare, mergem la Viena și de la Viena mergem la Fila. Asta va fi primul vlog. Mersul nostru la Filach, iar după aceea vom face vlogurile de pe drum. Nici nu am avut așa material să fac vlogul ăsta, fiindcă doar am împachetat, da, am băgat în caravană lucruri, m-au ajutat și copiii, am și lucrat între timp, de astăzi am concediu, azi e joi, haideți să vă arăt un pic înăuntru. Bine, ați mai văzut-o voi, Sofie va dormi aici, mai pun masa numai, ea va face patul aici. Asta e plin, de desubt acolo e plin. Aici voi dormi eu cu Levi, vom trage patul și vom dormi. Da, cam astea sunt detaliile de ultimă oră. Am pregătit-o cât de cât. Acum să și meargă. Mi s-a crăpat aici geamul și ăsta și ăla din exterior. Am făcut eu o românească. Am lipit aici cu autoadeziv sau ce e ăsta. Până în Tenerife ține. Around all these people, we'll try to be someone better than you and I. Posing for pictures, but nobody listens to anything that you have to say. Can we just leave and walk away, walk away, walk away? Maybe you won't see me get emotional, and sometimes I pretend I'm just above it all. But I want you lying next to me, yeah, I want your body, body, body too, yeah, body too. And baby, please don't think I'll run away from you. It's just sometimes I get scared to dive into it. E zi, bă, am ajuns și pe Ungaria. Dar e urât aici, serio. Bă, dar ce urât. Nu știu, dar cred că Orban a fost pe aici, pe la Maco. Care urât. Ce vorbești, bă? Băiatul, bă, e urâtă cu crengi, cu crengi de urât, au, abia aștept să ajung pe Viena, tu, uite că e, bă, 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 sau ceva animăluță de-astea, bă, per, bă, las că trebuie să bag în acicea, a patra, cam numai a patru, ce vorbești, bă. Să facem o supă. Hai, nu băgăm deja aici. Da, eu zic că merge deja. Așa arată. Poți să pui acolo, Levi? Asta care și ceva plic, da? Plicul ăla trebuie să-l pui tot așa înăuntru. Exact. Sau putem să punem după aia. Ne-am oprit într-o parcare. Ia uite ce ninge afară. Ventilația merge, doar că noi suntem mai friguroși că suntem din Tenerife. Stai un pic, ține tu asta. Bun. No, ajuns sărăm și în Viena. Mergem direct să la EMEI. Mâine plecăm la Filach, dar înainte de asta eu trebuie să fotografiez o pereche, așa că ne vedem dimineață sau, da, ne vedem dimineață sau mâine. Stai!
stai. Uite-l pe păpușel cum doarme. Nu te filmezi. Nu mă ce te machezi. Ia uite. Iar afară, în Viena, astăzi... Ia uite aici. Ia uite aici ce mânge, ce bagă. Am lăsat copiii în caravană, la cald și bine. Și eu trebuie să fac niște fotografii la o pereche aici. Un shooting ăsta de jumătate de oră, maxim o oră. Yes. Sofie și Levi sunt bine mersi. Cred că mă știu sună. Hai, vă las. M-au sunat că întârzie. 10 minute. Ia uitați și văd ce nebunie de zăpadă. E frumos, adevărat că e frumos, dar... Nu-mi place frigul. Deloc. Deloc. Aici așa intri la grădina zoologică din Viena. Nu știu dacă e deschisă iarna. Iar acolo este Gloriet. Clădirea aceea se numește Gloriet și în fața ei o să fac eu pozele. Ce bine de copii acum că sunt în mașină și fac ceva de mâncare. Am primit zacuscă de la maică-mea, niște cârnați, niște una alta. Stau frumos la sobă. Ninge și acolo în parcare, e frumos. Ce fain e Viena pe sus. Se vede toată Viena, practic. Stai să vă arăt. M-am întors fiindcă sunt clienți din aia întârziați, nici nu știu dacă mai stau mult. M-au sunat că întârzi. Eu cu Levi ne-am pus ca băbălăcii păturicile pe picioare. Hai, nu te mai facă dor. E cald așa în caravană, dar undeva mică rece și afară sunt 5 grade. Nu știu că nu e. Dar numai că la mine sunt oricum iar după tanci aici, de exemplu. Bun, cam idut. Nu-i fric, deci nu m-a jos la picioarele mele, dar dacă mi-am pus păturica asta, băi, Allegra merge și eu văd foarte bine în față, doamne.
Mamă, ce murdară e. Ai închis ușa? Hai. Eu nu mă duc. A, nu vii? Bine. Ăsta micul e nebunit după zăpadă acum. Oh. Stai. Asta, uite. Asta. Hai. Mă, bine, hai. Hai, trecem. Să te pui acolo lângă sobă în caravană. Să te usuci. E un frig. Wow. Hai, Sofica, hai. Vai, dar frigul. Hai înapoi la căldură. Eu intru pe la mine. Să vă lăsați papucii numai acolo, vă rugăm. O să ți dai jos acum, Levi. Ăsta nu. Vezi? De aici. Să ți pui pe sobă. Și să ți iei ciorap pe ea de caravană. Așa. O, oh, aici e bine, aici. Merge soba. Ce fain. Ia uitați, fraților. Drumuri curățate în Austria. Așa se prezintă situația. Și asta, micu! Am intrat în Kärnten. 3, 2, 1, am ajuns la Villach și deja copchii ăștia se solau la încăierat. Uite, tata! Yeah! Poate să nu faceți acolo pe trotuar, veniți, bateți-vă aici. Nu știu, parcă am ajuns în Siberia, în... Novosibirsk. Zăpadă mare, hrig, hrig, domnule, hrig de tot. Și acum... Levi deja e în priză. Este făcut ceva potol. Ia uite ce de zăpadă. Ia uite, ia uite și pe asta. Miroase a fum frumos peste tot. Haideți să vă arăt unde am parcat caravana. Până luni. Aici la Cristi n-am reușit, fiindcă mi-e frică că îngheață. Așa că am parcat aici la vecinul său. Ia uite. Peste noapte doarme aici la lumină. Frumos, nu? Aici va sta la noapte. Și până luni și mâine va sta tot aici. Aveți și mâine timp. Aveți și mâine timp să vă bateți. Și acum avem Corazon? E curoșon. Am venit de dimineață să pornesc un pic mașina. To think of you now, though my memory's turning bleak. I'm still walking this road. E minus un grad afară. De bun, am mai experimentat minus un grad. Așa că o să intru în casă. Mi-e prea frig.
totu-i nea, totu-i nea și e o mătă aici. La Cristi în curte nu mai zic că nămeți. Pentru mine cel puțin nămeți. Baby, we're children of summer. We're meant to be free. Honey, we're not like the other. No reason to be. Lady, this fire in our lungs, so it's too hot to breathe. Lover, I live for the day you and I turn to me. Am ieșit la plimbare. Am mâncat și acum am ieșit, mergem până la lac, pe aici prin Berea. Fulguie acum. Nu vrei să crezi că am mănuși. Deci am și lui meu că nu mai sunt obișnuit cu frigul. E superb totul, dar nu-mi place din cauza la frig. Na, este de gustul, cred că. Our love strong, just like a love song. Baby, it's haunting me. Don't know what you're thinking. It's like I'm sinking deep underwater. Maybe it's harder, harder, harder for me. Oh, harder for me. Maybe we're over it. Or maybe just lovers, cause under the covers, baby, you're showing me to be fearless, so no one can hear us. You're throwing the pillars through the floor. Now put your loving, loving, loving on me. Eh, hey, loving on me. Maybe you won't see me get emotional. And sometimes I pretend I'm just above it all. But I want you lying next to me. Yeah, I want your body, body, body too. Yeah, body too. And baby, please don't think I'll run away from you. It's just sometimes I get scared to dive into it. I want you lying next to me. Yeah, I want your body, body, your body too. Yeah, body too. Will you be my ride or die? Around all these people, we'll try to be someone better than you and I. Posing for pictures, but nobody listens to anything that you have to say. Can we just leave and walk away? Walk away, walk away. Maybe you won't see me get emotional. And sometimes I pretend I'm just... Vreau să închei vlogul de astăzi aici. Vă mulțumesc că v-ați uitat, nu mai facem nimic astăzi, doar mergem să ne odihnim, facem o baie caldă, fierbinte și mâine plecăm, mâine dimineață plecăm, vreau să conduc până în Provence, 1000 de kilometri, să vedem dacă reușim. I want you lying next to me, yeah, I want your body, body, your body too, yeah, body too. Să închei vlogul de astăzi aici. Vă mulțumesc că v-ați uitat. Nu mai facem nimic astăzi. Doar mergem să ne odihnim, facem o baie caldă, fierbinte. Mâine plecăm. Mâine dimineață plecăm. Aș vrea să conduc până în Provence, cam 1000 de kilometri, să vedem dacă reușim. Vă mulțumesc că v-ați uitat la vlogul de astăzi. Vă pupăm și nu uitați să dați un like și un subscribe. Vă las aici așa un video cum am petrecut noi aici așa. Uitați-vă la video ăsta cum am petrecut noi trecerea între ani în 2023, în linkul de mai sus. Și nu uitați, vagabonzi cu obiective, băgați codul
îl las aici în descriere, pentru Surfshark. Intrați pe Surfshark, băgați codul Vagabonds cu obiective și aveți primele 3 luni gratuite, iar următoarele luni 83% reducere. Toate avantajele vi le-am spus la începutul videoului. Vă pup!